Salut, eu sunt Vlad și în episodul de astăzi o să fac un challenge nou apărut în România. Mă rog, nu sunt eu primul, sunt al treilea, al patrulea, al cincilea, nu știu al câtelea sunt, dar e nou. L-am văzut și eu la niște vloggeri și mi se pare funny, așa că o să-l fac și eu. Se cheamă farsă alfabet la telefon. Nu știu, mi se pare foarte interesant. Prima dată o să sun pe mama mea, pentru că ea e cea mai accesibilă și îmi răspunde de fiecare dată la telefon. Așa că haideți să sunăm. Alo, ce faci? Bine ești? Bine. Ce ai făcut azi? Am auzit că au evadat niște delfini? Ce? Ai auzit că au evadat niște delfini? De unde? Nu știu, un parc marin. Da, și la eprubetă mi-am pus apă. Ce? A zis că la eprubetă mi-am pus apă, na, știi, picăturile din alea așa, na. Ce parte? Fac o carte. Ha? Fac o carte. N-am înțeles nimic, cine cu dorile astea? Fac o carte cu o eprubetă. Faci o carte cu eprubetă? Da, și gorilele la fel. Cum? Gorilele la fel. Când gorilele? Hai dublat, doamnă. Acum sun o prietenă, să văd dacă răspunde. Ce faci? Bine. Auzi, hexagonul e formă triunghiulară? Formă triunghiulară? Hexagonul? Că inițialele lui nu sunt la fel. Alea împăduchite. Nu, frate, what the fuck, serios acum, și până și jetonul știi chestia asta, ce te-ai căcăcit? Vreau să-mi iau un Lamborghini acum, serios. Susțin, mă susții? Și o masă, că nu mai am. N-așa. Da, auzi, neutronul era la fizică sau la ce era? Și-a luat mama o pinci acum dimineață. Ce-a luat? O pinci. Oh, interesant. Păi, da, e interesant pe aici. Da, la Q și R, habar n-am. Ai mai dormit în sac de gunoi? Da, mereu cu tine. Na, așa e treaba. Da. Țânțarul mai vine pe aici? Adică am auzit că, gen, țânțărește. Hai să luăm un Uber până în București. Nu mai cred nimic, Vlad. Păi, practic, eu sunt așa. Vlad de asta. Hai să nu pot vorbesc, Vlad. What the fuck? Am și eu mindfuck, deci chiar nu știu ce mindfuck are ea, dar am eu mindfuck. Eu am fost la mulțumesc încă o dată cum ați vizionat, dacă v-a plăcut nu uitați să dați un like și un share ca să ne adunăm din nou pe canalul ăsta, pentru că după cum știți, canalul meu precedent a fost spart. You bitch. Și ne vedem data viitoare cu Harry Potter Binge Challenge, atâta vă spun, e un challenge foarte scârbos, dar o să-l fac, trece o mașină acum. Așa că ne vedem data viitoare.